Mateu spune că nu a rămas deloc uimit atunci când a văzut videoul în care fosta lui concubină și agresa copilul. De ce? Aflăm imediat. Sergiu, te rog să vii în platou. Bună seara! Bună seara, Sergiu! Bună, bună! Este a treia oară deja când vii la noi în platou, da? Da, dar nici n-am dorit să ajung amu. De data asta, cu ce ai venit? Să-i iau băiatul de la casa de copii, l-a luat acolo. Tu vrei să-l iei? Da. Hai să ne reamintim acum ce alte circumstanțe te-au adus la noi în platou, dacă tot am pomenit că ai fost de trei ori. Atenție! Acum 2 ani, Valentina Severin și Sergiu Rotaru au fost invitații unei ediții Vorbește Moldova. Atunci, Sergiu a venit în platoul nostru ca să-și spună povestea. Bărbatul se plângea că Valentina își bate joc de copilul lor de 2 ani și că nu poate fi o mamă bună pentru el. S-o jepta bate joc de copil. Orice poți să pie, e cum dorne în rândul de patlagere și băiatul stătea și mânca de pe jos. Îți fac încă mai ceva mai rău, dar eu atunci l-am legat numai o dată că am tăiat lemne. După mai bine de un an, Sergiu a fost din nou eroul emisiunii. Atunci el a apărut în brațe cu o nouă aleasă pe care a cerut-o de soție în fața unei țări întregi. Bună seara! Sergiu se plânge că nici de această dată nu a avut noroc în dragoste. Femeia l-a părăsit și s-a întors la fostul ei soț. Cum așa? Că am aflat dreptatea. Ai aflat dreptatea? De la doua. Dezleagă hețul și du-te. Știu că de când te-ai separat în schimb de Valentina, n-ați mai făcut pace. Am încercat, dar... Ai încercat? Nu te-a primit? De drag copilului și nu. Eu, când să mă pornesc la Germania, am sunat și am spus, zic, Valentina, ai grăzit copilașul. Dar tu unde te duci? Când ați ajuns la fața locului, atunci a spus. Și când am ajuns la fața locului, am sunat-o pe mesajul, cum în privat, și tot merga să-mi iei băietul să-l văd pe cameră, mă băga, mă scotea și tot așa stătea și plângea. Mă culcam cu lăchile, cu lăchile, că l-am pe... Am fotografia lui pe telefon. Când deschid telefonul, deodată... Dar cum ai aflat de videoul unde ea îl agresează? Eram la nimeni când m-a sunat. Asta, când am primit video este și-a făcut boală, eram la nimeni. Hai să revedem acest filmuleț care a făcut atâta zarvă. Atenție! Haideți! Eu chiar în sec TikTok-ul. Ți-am dus să-mi dansez în culoare. Putea doilea ce toc ne-a stăcă. Amuia. S-am dus să râd, să dansez. Stai că arăt eu ție. O fac din tine artist, ori eu. Stai că eu nu știu dacă nu știu și cu tine. Eu am leșinat acolo. Ai leșinat? Bă, chemat asta, ea, cum îi spune, și ambulantul, vine, eu pus 3 injecții. De la acest video? Da, chiar da, atât de emotiv ești? Da, bun, trebuie să recunoaștem, pe noi, pe toți ne-a uimit, dar nici să leșinăm. Am crezut că vă rupe din mine carnea. S-a făcut în fața mea toți două apucat și o punem 2 ori în cap, și-și bate joc de copil. Dar ai contactat-o pe Valentina să-ți dea explicații? Atunci, seara, și? După ce ne-am venit o leacă în șire, după medici, după ce ne-au pus injecțiile astea 3, și zic, iată să văd eu dacă nu e pe TikTok. Și când am văzut că e pe TikTok, TikTok a intrat chiar la dânsa în Firestruică. Și îi spun, zic, Valea, eu am primit banii, eu trimit coleta la băiet. Ei, dar pe ce să o trimit? Zic, dar i-am arătat așa cu telefonul. Zic, și eu te busul. Eu te numărul moldovenesc, eu te șoferi. Coleta să ajungă pe... Sâmbătă țara, ori duminică dimineața să ajung. Așa? Da, dar pune și bani acolo. Zic, bani, eu doar și-am promis. Bani nu-ți spun, du-te. Tu ai vorbit cu ea despre acest filmuleț? Poftim? Ai vorbit cu ea despre acest filmuleț? Nu, 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 nu. De ce? De atât, am vrut să văd la fața locului și reacția are. Și, el, și v-ați întâlnit când ai ajuns? Da, eu când am ajuns sâmbătă țara pe la World. Nu contează. Ce ai făcut? Nu, așa ceva. Am sunat-o deodată pe dânsă.
și îi spun, zic, Valea, mâine ne întâlnim la Chișinău. V-ați întâlnit? Da, ea îmi spune, că da, mâine, că tu ești la Moldova. Da, eu sunt la Moldova. Parcă ai zis că trimiți coletă, dar eu nu sunt coletă. Că am venit acasă. A, v-ați întâlnit? Da, duminică dimineața ne-am întâlnit. Unde? Am sunat-o de la Leova, am sunat-o și am spus ea, zic, Valea, uite, eu ies la 110 km până la Chișinău, la piața centrală, în ei băietul, și vii să-l îmbrăcăm pe pșică. Să nu ducă dorul de hăiniță, de nică, să ducă așa, ca o cucă că la lucru. Așa? La grădiniță. Bun. Ajung la piața centrală și iar din nou o sun. Zic, Valea, dar hai, unde ești? Nu, vină tu la asta așa. Eu am rămas șocat de cuvinte de ea care mi le-a spus și îi spun, ea, zic, bine, nu m-am enervat, nu-i nimic, dar șervesc sângele în mine. Mă duc acolo la Strășeni. Așa, și ce ați făcut? Ați discutat despre filmuleț atunci? Despre filmuleț încă n-am discutat, i-am dat pașii, dar m-am uitat eu atent la băiet. Eu m-am uitat cum a venit băietul ăsta. Dar de ce n-ai ridicat tema filmulețului? Nu, pur și simplu n-am vrut atunci, pentru că e singur gândesc, că dacă tu vii în centru, să nu începe scandal. Zic că eu atâta timp n-am văzut băietul. Dar de cât timp n-ai văzut băietul? Cu 3 jumate nu l-am văzut. Și pe cameră îl cerem. Dar până atunci îl vizitai mai des? Da, eu am fost și la spital, la dânscă nu am stat în spital. Până la urmă, Valentina ție ți-a explicat gestul ei? Ea a avut regrete? Nu i-am spus de asta, dar... În general, voi niciodată nu ați discutat între voi doi acest filmuleț și comportamentul ei? Păi, zi-mi, te rog, ce ți-a explicat? Că ei, înțelegi că eu numai așa, că, dar și mama nu mai bate copilul, bă, dar într-așa mod, pentru aceea și să te nervezi, să-l bați pentru TikTok-ul ăsta. Și ea ce a zis? E că eu i-am dat o palmă la fund. Nu, asta nu-i palma, Valentina. Nu-i palma, crede-mă. Pun capul jos și calc măcioară că nu-i palma. Tot ce se petrece cu băiețelul este foarte neplăcut și oamenii așteaptă copiii câteodată și 10 ani. Nu-ți primesc, zbolnavi, se recuiesc. Aici copil frumos, frumușel băiețelul și ea îl leagă ca pe un câine și îl bate ca să fie vedetă la televizor. Nu se poate de lăsat așa această întrebare și trebuie numai decât de apărat copilul în primul rând, că este viitorul țării noastre. Noi și așa populație nu avem. Am și eu un băiețel de 7 ani, dar nu îl impun să-l bat, ori uneori pot să-mi torc telefonul invers așa, poate... Mamica nu mai filma, bine, te-am înțeles, nu te mai filmez, dacă nu vrei, nu te filmez și atât. Dar ce crezi despre gestul eu Valentina? Eu urmăresc pe... Adică m-am mai văzut recent pe Valentina, adică ne apare în lenta mea de TikTok. Dar când am văzut că vorbește tare mult prostii, vorbesc și eu, nu zic sfântă, dar chiar așa exagerat, nu, și plus că când l-am mai chișcat pe copilul și ăla, aici ești de râs și de plâns, nici nu știu ce... Eu nu știu ce spun, n-am cuvinte. Cred că nu se poate de... într-așa hal, pentru un TikTok, să ușiți copilul și ăla, nu știu. Nejel, de exemplu. Domnul Sergiu, eu sunt în șoc. De fapt, al cu noastră, vedeți ce se întâmplă cu copilul noastră, da? Și eu, la fel, sunt o utilizatoare de această platformă TikTok. Vă urmăresc, apropo, și văd că în loc să mergeți să bateți în toate ușile, să cereți ajutor undeva, să hotărâți ceva, noastră stați și faceți live-uri. Nu ați cerut, deși v-ați simțit foarte rău, v-ați pierdut cunoștința, dar nu ați cerut cumva socoteală de la soție, de la fosta concubină, în dată când s-a întâmplat această situație? Nu, eu deși, pentru că eu am stat așa liniștit să-mi văd băietul, 3 luni jumate asta ea, și după asta, când am mai fost într-o marță, trebuie să-l ia de la Strășeni. Dar pe mine m-a anunțat un domn polițist, mi-a spus așa pe secretul, dar nu spun numele, nu spun familia. Și mi-a spus la ora cu tare, la ora cu tare. M-am dus la Strășeni, am intrat acolo, zic, dar dumneavoastră cine v-a chemat? Nu, întreba, de fapt, colegă de platou, de ce n-ai vorbit cu soția? Adică ceva nu se pupă aici. Nu, eu am vorbit. Pe de o parte, zici că ai leșinat de atâta emoție cum se putea,
Și după aia, când vii într-o răsuflare din Germania în Moldova, nu vorbești deloc despre asta. De ce? Eu am vorbit cu dânsa în marți, când trebuia să ia prima dată băietul. Zic, Valea, de drag copilul să ne... Să începem de la bun început. Nu, eu rămân cu Dima mai departe. Eu cred că dumneavoastră nu v-a plăcut faptul că fosta concubină cumva a ieșit în topuri pe TikTok și dumneavoastră ați hotărât să-i luați urmele, să nu rămâneți cumva în urmă. Deci copilul îl dăm la o parte și ne facem vedete în media online. Mai bine folosim toate platformele decât să avem grijă de copil. La o săptămână după ce filmulețul în care Valentina Severin își agresează fiul de 4 ani a apărut pe rețelele de socializare, autoritățile din Strășeni au luat minorul din grija mamei. Copilul a ajuns într-un centru de plasament pentru o perioadă nedeterminată. Atenție la ecran. Dacă doriți o informație, solicitați să nu faceți înscris și atunci noi o să vă oferim răspuns. Cine puteți confirma dacă, într-adevăr, copilul a fost luat din familie? Eu nu vă pot confirma absolut nicio informație, pentru că autoritatea tutelară la moment, în urma fișelor de sesizare, am sesizat privire la acțiunile pe care dumneavoastră trebuie să le întreprindă și nu am primit încă niciun răspuns. Extraordinar. Dacă părinții nu pot avea grijă de copil, minor, își bat joc, își facă poze, își facă filmulețe ca să fie vedete, bine a făcut statul. Eu am urmărit chiar câteva live-uri de al doamna Valentina și am văzut că ora 3 de noapte copilul nu doarme, cum se alimentează copilul, ceea ce se întâmplă în casă, în ce ambianți crește copilul. Starea lui psihologică evident că nu este ok. Și tatăl... Adică... Este atât de evident chiar din aceste filmulețe, da? Da, sigur. Eu am văzut că, practic, oamenii o susțin, dar ea crezând că o susține pe ea, da? Oamenii susțin prostia. Și prostie, evident, la noi foarte repede se mulțește și se promovează. O persoană care nu face nimic toată ziua, dar asta e pe live, tatăl care nu își bate capul de copil, din ce trăiește acest copil? Cu ce se hrănește? Noastră nu-i transmiteți bani, mama nu lucrează, copilul doar există? Eu, când îmi trimis bani 50 de euro, atunci când i-a luat avans, și mi-a lăsat mie 50 de euro, zic, Valea, de unde am, de unde n-am, îmi strâmbat la moment 50 de euro. Dar i-am trimis pe 27 iunie, a doua zi a fost ziua băietului, 28, împlinit 4 anișori. Să nu știu cum aici, peste două zile, poate și 3 aș trecut. Zic, și Valea, și face băiețelul, de să văd băiețelul. Da? Nu meriți băiețul să-l vezi. Dar, din câte știu, tu nici nu figurezi în actele copilului. Da, eu tot știu de-am. Bărbatul se laudă că are alături o persoană potrivită care va putea să-i educe fiul. Haideți să o cunoaștem. Angela, te așteptăm. Angela, bună seara. Bună seara. Bine ați venit la noi. Mulțumesc. Vreau să vă întreb de cât timp vă cunoașteți cu Sergiu? Noi ca atare suntem rudii, de pe mamă, și așa, practic, vreau să-l ajut. În modul care este el și în ce mod se află, vreau să-l ajut. Cât de îndepărtate rude sunteți? Suntem veri de-a doilea. Dar cunoașteți ce rol v-a pregătit Sergiu? Să-i creșteți copilul? Da, cunosc. Și aș vrea chiar să-l ajut între asta ca să fiu ca bună, pentru că copilul necesită o îngrijire și el la Valentina e foarte stresat. De unde știți asta tot? Pentru că se vede pe TikTok. Doar din cuvintele lui Sergio? Chiar și din cuvintele lui, chiar și din întrașeia că și o mamă care ar avea grijă de copil de 5 anișori n-ar sta toată ziua să facă TikTok și să... Dar de unde știți asta? Dacă, dumneavoastră, mă rog, sunteți abonată la TikTok? Eu nu sunt abonată, dar așa, într-o... Nu chiar des, dar o dată, două ori. Și o urmăriți pe Valentina. Chiar acum, săptămâna recentă, tot vremea ei iese beat. Face live-uri beată. Și dumneavoastră o urmăriți? Da, e chiar și aseară, jumate la 10, când am intrat după timpul serviciului, am venit acasă și am deschis. Și eu am făcut un live și era beat.
Era evident, da? Da. Eu a spus că ia ca eu vreau să fac o mică discotecă și acum o pun o muzică și o să aduc pe cineva care o să vreau eu și toată lumea haidem la discotecă. Dar spuneți-mi, vă rog, iată, v-ați făcut cu Sergiu un plan că el își ia copilul, vi-l dă dumneavoastră să-l creșteți. Da. Dar ce faceți cu Valentina? Cum? Credeți că ea așa ușor o să vă lase să trăiți această idilă? Da, eu nu. Pur și simplu eu o să stau ca, cum, ca dădacă cu copilul. Nu o să fiu... Dar de ce nu puteți acum să o ajutați pe Valentina? Pur și simplu eu cu dânsa n-am găsit cuvinte comune. E, într-un fel, știți, nu se dă seama la vorbe și n-am vrut eu ca să fac gălăgii. Pentru că dar pentru ce, spuneți-mi, vă rog, Angela, care este, să zic, interesul dumneavoastră să creșteți un copil străin? Nu am niciun interes, pur și simplu vreau să ajut persoana pentru că e copil mic și cum se procedează cu el în familie. La Valentina... Cred eu că nicio mamă nu o să facă ce face ea. Dumneavoastră vreți să luați copilul, să-l crești copilul lui, da? Da, să fiu copilul. Dar ești sigur că ăsta e copilul lui? Dacă una seamănă cu el și a doilea, mă rog, o trăit împreună și eu știu că... Dar în actele de ce nu figurează el? Pur și simplu ei nu sunt scriși. Nu sunt scris. Că n-are importanță, mamă. Se spune acolo scris, dar după tata, după singur, da? Da. Dar dumneavoastră, doamna, aveți copii? Da. Am un băiat de 23 de ani. Dar cum credeți, dacă el este un tată atât de bun și își dorește atât de mult acest copil, de ce să nu-l crească el singur? Deja nu mai este copil de țâță, nu trebuie să-i dea lapte. Da, eu înțeleg, dar după cum nușul s-a lămurit și astea, el a să lucreze și să facă bani pentru ca întreține copilul și el nu o să poată în moment și să lucreze și că el este posibil să ducă înapoi în Germania, cum și-a lucrat. Și ca să ducă el în Germania, totuși n-a să poată. Dar atunci care va fi diferența? Să crească copilul cu mama lui sau să crească copilul cu o femeie străină dacă tu oricum nu o să-l vezi? Nu, eu asta și m-am gândit. Dacă iau băiatul, eu mă stopez în Moldova. Voi vreți like, voi vreți vizualizări. Cum așa să arăți, să faci bani? Mâini pe mâini copilul o să crească și cu mama asta tu ești? Acest copil presupun că este supus acestui abuz și acestei violenții într-un mod sistematic. Voi tratați copilul ăsta parcă ar fi un obiect, o jucărie sau o psică. Lin, trebuie să greșim în viața asta. Trebuie să-i mai dăm o șansă în femeia asta. Vorbesc prostologii, că nu-s bieță, nimic de-o trimis. Eu v-aș da cu piciorul în fund pentru ce și faceți voi acum cu el și vă bateți joc și fotbaliți dintr-o parte în alta. Eram la nimț. Când am primit video este ce-a făcut boală, eu am leșinat acolo și v-a chemat asta, ea, cum îi spune, și ambulanță, mi-a pus 3 injecții. Și ea ce a zis? Da, și mama nu mai bate copilul, băi, dar într-așa moarte, pe tot aceea și să te nervezi, să-l bați pentru TikTok-ul ăsta. Nu m-am enervat, nu nimic, dar șervezi unde de mine. Am crezut că o rupe de mine carda. S-a făcut în fața mea toți două apucani și o punem 2 ori în cap. Și-și bate joc de copil. O mamă care ar avea grijă de copil n-ar sta toată ziua să facă TikTok și tot vremea ei iese beată. Face live-uri beată. Aș vrea chiar să-l ajut să fiu ca bună, pentru că copilul necesită o îngrijire. Să-i iau la casa de copil, l-a luat acolo. În câteva momente vom auzi ce crede acum femeia și dacă își regretă gestul de pe TikTok. Dar până atunci, o invit în platou pe experta noastră Irina Parvan. Psihologa a analizat comportamentul Valentinei Severin pe rețele de socializare și a venit astăzi cu o concluzie. Haideți să o întâmpinăm. Bună seara, Irina. Te rog să iei loc pe canapeaua liberă. Bună seara. Bună seara. Așadar, la ce concluzie ai ajuns tu, Irina, după ce ai analizat
toate filmulețele văzute. Știți, pe mine m-a îngrijorat faptul că totuși cumva părintele a decis să posteze acest video. Pentru că totuși în rețelele de socializare noi suntem cei care decidem ce punem, ce postăm, cât postăm. Pentru că totuși cumva bazează pe principiile noastre, valorile noastre. Și asta cumva pe mine m-a provocat să mă gândesc că acest comportament este destul de obișnuit pentru ea. Și acest copil presupun că este supus acestui abuz și acestei violenței într-un mod sistematic. Ai mai văzut și alte filmulețe unde să fie abuzat? Știți, eu mi-am dat seama că nu, n-am privit, dar eu mi-am dat seama dacă ea a fost atât de brutală din momentul când el pur și simplu nu a zâmbit, n-a vrut să joace un teatru. Atunci eu mi-am pus întrebarea, atunci ce se petrece atunci când un copil, nu știu, refuză poate acolo să o ajute la ceva sau să se îmbrace. Adică vă dați seama ce se întâmplă atunci. Eu mereu zic, într-adevăr, cumva noi părinții nu ne alegem. Că mama este foarte importantă în viața unui copil. Dar din momentul în care este supus cumva acestei, nu, haideți să spunem, să presupunem maltratări, îi poate dăuna, poate avea un impact foarte dăunător asupra acestui copil. Dar ce părere ai despre decizia autorităților de a lua copilul de la mama lui? Eu cumva privesc acest lucru mai pozitiv, pentru că cu siguranță orice centru de plasament nu îi va oferi acea dragoste și grijă, dar va fi cu un impact cu mai puțin dăunător decât să fie abuzat sau să fie într-o neglijență în familie. Așa crezi tu? Așa crezi eu. Noi am invitat-o astăzi pe Valentina Severin în platoul nostru. De data aceasta, femeia a refuzat invitația noastră. Totuși, după mai multe ezitări, ea a acceptat să ne ofere un interviu. A venit momentul să auzim ce spune ea despre comportamentul său din filmuleț și buclucul în care s-a pomenit. Atenție la ecran. El m-a nervat atunci dimineața și vă zic că eu am trămas băiet, și am trămas băiet și pe dimatolul biret ca să-l calișească. El într-un fel vrea să mă întoarcă cu deasâla, lui nici de copil nu-i. El trei de luni de țări mă terorizează. Și atunci vineri eu m-am despărțit cu tema și el a stat în barșuț, chiar că vrea să bat cu băieții. Și dimineața așa nu a răspuns la telefon de 50 de ori și am crezut că o trămas băieții și l-au biret. Eu în dimineața așa am făcut un TikTok. El a zâmbit, tata, am dansat cu dânsul și m-a zăgrujuna pe amin, zic, hai să-l facem din nou, Octavian, dar el, nu vreau să stau, nu vreau. Dar dimineața așa el, vă spun, aici s-a terorizat, Dima tot așa, copilul s-a sculat de 10 ori la calanca și s-a făcut de 10 ori, că așa l-am schimbat, o mai dat drumul la răs la pușmeu și chitați bostanii, în fund, că roși înțelegi, și am zis, a, dar și să, iar te duci la pui, aici așa, zic, vin în coar, zic, zâmbi, aștia, mă ia, dă să facem TikTok-ul până la urmă, că așa la primul nu s-a prânit, și nu ascultă deloc. Și mișinos, e frumos, e deștept, dar e mișinos. Eu am făcut așa la doilea, când el nu a vrut să stăie, și zic că, Doamne, zic că la nervi, ce l-am cuprins, zic că la nervi, adică el mi-a tuflit un chior și eu l-am tras așa de urechi și o leacă, și zic, aici să stai, ai artist așa, că așa, dar eu așa mă vorb, că stiu și de tăt. Adică, într-o fel, adică afară duc sac în azbutii, da, dar sac cu măsa doilea oară, TikTok nu vrea. Primul care ne-a strâmbat degeaba nu s-a vrânit. L-am dus la psiholog, unde m-am ascuns o zi, la Cristina. Unde v-ați ascuns? La o parte feminină. De ce? Păi cum și? Eu și rușine asta, rușine. Și ne-a postat el, dacă a postat, pentru asta este lege. Chiar ne-am gândit să mă utrăjesc. Și copilul zic că îl dau un fieni la stat. Valentina cumva, sau cel puțin mie mi s-a părut, că a făcut o aluzie că puteai tu să postezi acest filmuleț. Păi așa întotdeauna trecea pe mine că eu l-am postat pe internet și l-am dat și la știri. Spune-mi, te rog, sincer acum, Sergiu, tu ai avut vreo atribuții la distribuirea acestui filmuleț pe rețelele de socializare? Nu, eu numai câte ni l-o trimis, ni l-a asta ia și l-am sohranit la mine în telefon. Dacă l-a trimis pe internet, să-l pun pe lenta de internet, nu a fost. Indignarea mea era atât de mare că, credeți-mă, eram în afara emisiunii, vă spuneam altceva. Copilul nostru are nevoie de dragoste și de educație, dar educații poți oferi atunci când o ai. Cu regret, voi, părinții acestui copil, nu puteți să-i oferiți. Pentru că singur nu aveți. Și trebuie să înțelegeți un lucru, că până la urmă merge vorba de un copil de 4 ani. Dar voi tratați copilul ăsta parcă ar fi
un obiect, o jucărie sau o psică. Că nu, vreau îl iau de la mama, vreau îl duc la o tanti, nu știu care, care oferă servicii de caritate, vreau îl iau cu mine și nu știu mai ce mai vreau și tot fac, vreau îl pun pe TikTok. Ăsta este un copil care trebuie educat, care trebuie să-i dați educație, grijă și dragoste. Dumneavoastră credeți că o să admit autoritățile să ia copilul de la mamă și să-i dea, să-l transmită acestei doamne? Foarte tare vă greșiți. Atâta timp cât dumneavoastră nu sunteți indicat în certificatul de naștere acelui copil, nu sunteți nimeni pentru el. Chiar dacă credeți că sunteți tată sau chiar dacă sunteți tată biologic. Noastră nu aveți niciun drept. Ce ai făcut timp de 4 ani pentru acest copil? Eu cât am fost în Moldova, eu mergeam la băiat acolo. Mai ședeam cu dânsul, l-am mai îmbrăcat, una alta. Cât de des? Când mergeam la dânsul, câteodată în lună sau 2 ori în lună mergeam la dânsul. Hai să vedem ce ne-a povestit Valentina despre aceasta. Atenție la ecran. Până în ziua de lui, deloc nu e de copil ăsta. Cluj a fost copil, el a ajutat copil. El spune că nu-mi dă bani, că eu să-i bucur de mâine. Dar eu nu servesc, zi-mă dacă îi stia să-l servește, dar eu nu servesc nici pancreas, eu am probleme. Un pahar de bere la o sărbătoare. De unde a luat el că biu zi la zi și că e salcagalici, că o... O venit, vă spun, când a dat un leu, zic, lasă ei niște bani să fac ceva remont pentru copilul tău. Oalele le spart. Un ban nu-ți dau, zic că îi cumpăr hani copilului și vrei, ca așa pot pișii eu l-am învățat. Zic că nebune, are hani, vă iau 10 saci hani, nu nouță și școală, goci și încălțăminte de la asistența socială, Berini Haciu. Ia ca paharul gol. Așa. Pe gol. 3 ani nu dă nică la copilul ăsta și am eu fost și el odată la Germania, la psihotare. Și asta ce? Da, nu știu, eu zic și asta. În rucsac. Tot că e animală. Хабукуле, когда мне жмешку с меня факт, психопат, да, ну, не действует, не рушнат, не сам. Спой, кяш, спой, то рюкзак, шело, пусть до дульча рекорд тенище, что за пахар гол, кто-то вяца, аша, щебца, и не агрыш гуала. Так, скоро, честь. Eu mai mare încredere am în doamna Valentina decât în bărbatul ăsta. Eu cred că e mai merită o șansă, pentru că e mamă, într-adevăr, și a fost și eu la internat și nu chiar așa de... Că centru o să dăruiască, blin, des greșim în viața asta, des să-i mai dăm o șansă la femeia asta și lasă vie asistența socială mai des, să vadă, să uite, una alta și se întâmplă. Și omul ăsta în cauză că mă enervează de amul, nu trebuie să o sun la telefon și să o enervez pe femeie și ea are grijă de copil. Eu am observat copilul și are destul de grăsuț. Nu mă n-ar și de ochi. Eu cred că trebuie dat încă o șansă ea. Și trebuie de proverit. Eu mă uit, domnul Sergiu, cu noastră, deja de la prima emisiune, vă zboară fund, așa, într-o parte, în alta. Aveți fluturi în stomac, căutați dragoste. Cred că în această perioadă de timp se putea de hotărât ceva. Noastră, tot ce ați făcut, ați intrat în social media, da? Cred că e mai bine să închideți telefonul, și noastră, și doamna Valentina, și să vorbiți în afara rețelelor de socializare, pentru că ceea ce faceți noastră la fel nu este corect. Încercați doar cumva să o atacați pe ea, noastră sunteți albă, mai nu vă trebuie și o coroană deasupra capului. Sergiu, dar tu spui că o urmărești Valentina pe TikTok. Ea mai are frumulețe cu băiatul? Sunt. Și celelalte sunt mai frumoase decât acesta care a intrat în curând? Sunt cum vorbesc prostologii, când îți bieță, nimeni le-o trimesc. Față de copil? Ma, față de copil? Da. Acum Valentina Severin numără peste 16.000 de urmăritori pe contul ei de TikTok și se mândrește cu această realizare. În unul din filmulețele postate recent, Valentina l-a pomenit și pe fostul ei concubin, Sergiu. Să vedem această postare. Atenție, Vecă. Serioja, m-a auzit că ți uite, da, de mine. Sau neamul lui. Spuneți-i să liniștească. Să liniștească ca să nimerească ori la Dubă, ori la Costea Jăjenea. Peste o zi nu-mi dă pași, mă sună. Dacă nu pe TikTok, pe Messenger. Dacă nu pe Messenger, prin Facebook. Dacă nu-ți ajuți copilul tău, măcar cu ceva, cu ceva, tu te dragă și-ți caută de viața ta. Cu promis 50 de dolari copilului de ziua lui, îmi spune că gata, dar mă strimăși la rutieră. A să vii. Așteaptă, știi. A rămas gol, chistol cu curgol, cum s-ar spune. Și am mai dat mita la tragi pe Dima. El nu știe cum să-i spartă. Și Dima, eu ți-o promis să-i că mergi cu tine la Germania. Pobat, ne rog, stivat. Nu știu, aiurește oameni buni. M-au făcut el în tot felul o gheală de când m-au auzit atât el. Și că, doamne, dar el e psihonat. Zic, dar de gheamă ești. Mai eu știu ce-a intrat în 5 ani. Caragul. Cum a fost așa și este.
Copilul de când se află în centrul ăsta de plasament, dumneavoastră îl vizitați? Ați fost vreodată la el? Am fost acolo. Așa. Dar nu ne-a dat voie să intru, dar ne-a dat așa o foiță, că să mă duc la primărie, la Strășeni. Eu mă tind că și-am la mine. Și nu, ce să faci cu foița aceea? Și să mă duc să... Să-mi iei un dista, cum îi spuneam, uite acum. Și pe urmă, de la primăriță trebuie să mă duc la medicul de familie. Și medicul de familie să-mi iei un fel de certificat, dar eu precum... Nu, costujeni, trebuie medicul de familie, cred. Stat biologic. Ești stat biologic. Fără un test ADN? Nu, pe documente, dar așa... Așa. Deci procedura era destul de simplă. Ai făcut-o? Nu, n-am mai dovedit să o fac. De ce? Cu apărut alte probleme și n-am mai dovedit. Dar copilul te așteaptă? Cum crezi? Nu, aș începe pe la o lună să mă duc să elev de să ved. Dar acolo. Cum crezi? Băiețelul, el te așteaptă? El știe cine ești tu? De acum nu știe. În discuția noastră cu Valentina, femeia nu prea a pomenit de copilul ei, spunând doar că autoritățile i-au dat un termen de 40 de zile ca să-și aducă locuința la condiția potrivită pentru a crește acolo un copil. Totodată, femeia ne-a mai spus că nu se va lăsa de pasiunea ei pentru TikTok, chiar dacă aceasta a băgat un bucluc. Atenție la ecran. Eu din toamnă m-am învățat că maximul când are, când învați singură. Că, dacă ai zis că e internetul, da? Și singur că m-am învățat în Facebook, așa, în șeticior, în șeticior, n-am ala în gazul. De aia ca să șterg TikTok-uri astea. Nu m-am învățat. Pentru un debil, pentru Iuda, dar pe dânsul dau în sud, numai decât. Eu așa ceva am încălcat. Nu vă lăsați de TikTok. Dar pentru ce are TikTok-ul cu viața? Nu că a dus și venit. Eu pentru bani, la mine banii nu-i pe astea și le-a plan. Eu comunicare, eu mulți spun că pentru life-uri am făcut, Doamne ferește! Mulți spun că dacă tu cum e limba, e pameloșă, e... Vedeți că mulți și la mine mulți stau în life, că eu nu prea să pun prostii. Eu când văd că băietul e pe afară, pe năsâp, sau când doarme, nu spun eu de fața băietului, că eu mai pot să-mi permit să duc că dar de fața lui mai stărui așa light. Dar pe amâia îl urmărim, că se lauda că la țară. Unii îi spărmesc. Îi spărmesc că cred mult la pșaua lui. Eu chiar scriu într-un comentariu, zic, lume dragă, n-al credeți pe psihopat. Și noi ca sunt de partea lui care îl cred, care înțeleg viața, care înțeleg greutățile, chiar m-a așteptat, vă spun, cu bani, m-a așteptat cu cuvânt de bine. Ce mesaj vă scriu familie? Doamna Valentina, vă iubim, ne înțelegem viața, noi știm că sunteți mamă bună și ne ascultați gura lumii e rău și nu mai poți asupra. Noi știm că ești, sunteți o doamnă cum scade și o mamă bună, dar că Serioja e un măgar, noi ne-am dat seama de mult. Vă spun că Sârghi prin comentarii, prin live-ul lui, îmi spune că sunt măgăriță. În situația actuală, tu cum crezi? Băiatului tău, unde îi va fi cel mai bine? Lângă mine. Lângă mine. Pentru că, deși eu când am venit amul de la Germania și m-am ținut duminica și ei, el nu m-a uitat. Dar s-a rupt din mâna lui mamța, când s-a dat jos din taxiul, că a venit cu taxiul până în centru. Și cum fugea la mine și... striga tata, începe a plânge, cum ai cat? Am dat să-l iau în braț, eu tot am început la cremare, zic că atâta timp nu l-am văzut și deodată mi-am dat seama ce-o fac cu mama, în filmuleț și ala. Deci tu crezi că copilul tău va fi cel mai bine cu tine? Cu mine. Eu spun așa, voi sunteți doi oameni maturi. Copilul se află la mama. Asta arată Valentina, soția dumitale, e Severin familie. Da. Pățălui menea Srasbegu e familia ei. Cum așa să arăți, faci bani, mâini pe mâini copilul o să crească, zic, mama, asta tu ești? Și acolo frumos o vorbit el. Rugu-mă și bie pivă, bieri, eu știu și mai bie. Asta e puțin și ați văzut. Dar la mine... Catastrofă! Dar la mine este tot înregistrat în telefon. Să vă pun una cu Dima, apoi eu ies de aici și mă duc. Domnul Sergiu, aici toți vor să vă ajute cumva, dar dumneavoastră, dacă atât de tare vroiați ajutor, de la prima emisiune căutați o rezolvare la situație. Orice problemă are rezolvare. Timpul ăsta care îl dedicați TikTok-ului, faceți o leacă de ordine, o leacă vă implicați. Eu în locul la copilul și el, eu în locul la copilul ăsta, când ar crește mare, eu v-aș da cu piciorul în fund pentru ce faceți voi acum cu el și vă bateți joc și fotbaliți dintr-o parte în alta.
Am eu vă dau o întrebare. Deși eu când am venit la Germania în duminică așa și am spus, Valea, eu vin în deal la tine. Dacă faci curat trebuie și în suflet să faci, să ai atracții de copil și copilul să aibă atracții de mamă. Dacă dumneavoastră vorbiți despre asta, dumneavoastră ați trăit, trăiți într-o casă cu dânsii sau știți situația atât de bine, văd că ei împartă TikTok, nu cumva, nu încearcă pe calea mea, ei tot în văzul lumii. Doamna, dar de ce nu ne-a dat nevoie Valentina când am venit eu în sâmbătă așa de la general? Când m-am să la asta, cum îi spună, la băiet. Și i-am spus, Valea, eu vin în deal. Nu vine și-mi vedea și am eu împrejur căsă. Voi așa de fățarniși sunteți amândoi, aici nu mai dai de capăt. Voi vreți like, voi vreți vizualizări. De ce un om care promovează ceva frumos nu strânge atâtea like-uri cât strânge prostia voastră? Și promovați voi și arătați voi urmăritorilor. Cât deștept sunteți sau cât de educați sunteți? Eu cât am fost și în Germania și aici culegi. Sergiu, eu îți doresc să fii un tată bun, un tată simțător și nu să iei de acum, dacă tu să iei asta ca pe viitor să fii tată copilului și să ai grijă de el, să nu azi ai adus acolo o coropcă goală, mâine o bomboană. Nu. Tu trebuie să fii și căldura ta să o simte, și să aibă și îmbrăcăminte recent, și nu, mâncare, pentru că cu aer copilul nu crește și, mă rog, el e copil, nu e o haină, că e că am îmbrăcat-o și dacă, să mă scuzați de expresie, am îmurdărit-o, eu o pun la spălat. Ăsta e copil pe viitor. Tu, crescând el pe timp, când o să ajungă vârsta care, mă rog, tu de acum nu o să fii în putere, el o să te întrebe, tată, dar ce ai făcut tu între ăștia 4 ani? Tu, chiar dacă mama a fost cum a fost, o bucățică de pâine seara ne-o dat? Și eu te rog frumos din suflet ca să iei așa, să leși tot și TikTok și tot ce ai, să te pui pe educația lui. Recent și apăsat. Nu, eu sunt băiatul și telefonul le-am văzut. Pentru și nu că ăsta e copil, nu-i... Tu trebuie să... Să fii tată și chiar pe viitor, dacă o să-ți găsești o soție, o femeie care să te înțeleagă cu tăti astea și o să accepte copilul tău așa ca mamă, să aibă și el căldura măcar cât de puțin, tu trebuie să fii recent bine. Nu că să azi ia că te-ai găsit o femeie, o duci în brațe, mâine, o despart și iară tot așa. Nu, nu-i frumos. Corect. Domnul, nu știu cum vă numiți. Sergiu, du-te acolo în ograda și unde crește copilul tău. Du-ți fă ordine. Eu asta am răspuns. Acolo e catastrofă în idealii, tată. Acolo e, Doamne ferește, șerci. Acolo e maximum o lună jumătate, domnul trebuie. N-are importanță că trebuie. Fă pentru copilul tău. Fă acolo. Ai văzut ce? Asta TikTok se numește. Aici încheiem liniște și pace vă doresc. Să aveți cu ce dragi vreau.